Elevii se vor întoarce la școală de luni 5 septembrie, iar noul an școlar vine cu mai multe modificări. De exemplu, în loc de semestre, vor exista 5 module de învățare, care vor alterna cu 5 vacanțe. Tezele nu vor mai fi obligatorii și va exista o singură medie pe tot parcursul anului școlar. Elevii au păreri diferite în ceea ce privește modificările survenite în noul an școlar. Mi se pare mult prea greu pentru copii, adică au o schimbare așa foarte mare. Până acum au fost obișnuiți cu anul școlar trecut și acum deodată s-au băgat module și na, este mai greu. Dar trebuie să ne obișnuim, că așa e situația. Faptul că s-au eliminat tezele, sunt doar două medii anuale. Faptul că sunt module și nu mai dăm teze, nu ne mai putem crește media. Adică dacă aveam o notă mică pe semestrul 1, pe semestrul 2 nu mai avem cum să ne reparăm media. Și o să fie la fel. Nu mi se pare o idee prea bună, pentru că nu suntem obișnuiți cu asta. Și ne va fi greu să ne acomodăm. Cred că tezele ne ajutau, pentru că ne pregăteau și înțelegea mai bine materia. Crezi că pe unii elevi o să-i responsabilizezi, să învețe mai mult? Tocmai cred că să fie într-un fel mai relaxați, că au mai multe vacanțe. Nu știu, chiar e foarte curioasă ce va întâmpla anul ăsta. Parcă abia aștept să înceapă anul. Să văd noi colegi, pe cum am mutat la liceu, noile ore și modulele care vor fi. Sper anul ăsta fie mult mai ușor și cu notele care vor fi la desen, istorie, FB, coeficient. Da. Va fi bine. Depinde din ce postură privim. Adică în unele cazuri și pentru unii e mai bine, dar și pentru unii e mai rău. Depinde fiecare dintre noi. Unii s-au obișnuit așa, alții... Acum sperăm că o să fie bine. Păi am auzit că o să se pună doar două note la materie și probabil o să fie mai bine. Cred că o să-i facă mai multe elevi să învețe sau... Sunt unii elevi care învață și unii care nu învață. Acum depinde. Așa a fost întotdeauna. Cine vrea să învețe, învață. Cine nu. Sincer, mi se pare mult mai ok pentru că avem mai mult timp și avem și vacanțe. Mi se pare mult mai ușor. Eu, când aveam tezele, eram tot stresat și... Așa cu o medie avem timp să ne facem notele. S-au eliminat tezele, vor fi doar două medii anuale, crezi că e măsură bună? Pentru mine, da. De ce anume? Nu știu, mi se pare mai ușor. Crezi că o să îi ajute pe elevi să învețe mai mult, să aibă mai mult timp pentru ei? Sau? Eu zic că da. Eu zic că e mult mai bine decât înainte. Da, și eu cred că o să fie mai ușor. Se pare interesant, trebuie să schimbe ceva. De acum de 30 de ani avem același sistem, trebuie să se schimbe, eu așa cred. Faptul că s-au eliminat tezele, vor fi doar două medii anuale. Cred că elevii se bucură momentan. Vedem după un an, eu zic așa. Faptul că s-au eliminat tezele... Cu eliminat tezele nu sunt de acord, sincer să fiu. Nu o să-mi placă că va trebui să dăm la fiecare modulă cât un test, dar asta este. Structura anului școlar 2022-2023 este următoarea. Modulul 1, între 5 septembrie 2022 și 21 octombrie 2022. Modulul 2, între 31 octombrie și 22 decembrie 2022. Modulul 3, între 9 ianuarie și 3, 10 sau 17 februarie 2023. Modulul 4, între 13, 20 sau 27 februarie și 7 aprilie 2023. Iar modulul 5, între 24 aprilie și 16 iunie 2023. Modulele vor fi alternate cu 5 vacanțe. Astfel, prima vacanță, cea de toamnă pentru toți elevii, va avea loc între 24 și 30 octombrie. A doua vacanță, cea de iarnă, între 23 decembrie 2022 și 8 ianuarie 2023. A treia vacanță, de o săptămână, va fi în perioada 6-26 februarie 2023 și poate fi acordată în a doua săptămână, în a treia săptămână sau în a patra săptămână din februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar. A patra vacanță va fi între 8 și 23 aprilie, iar vacanța de vară va fi între 17 iunie și 4 septembrie 2023. O altă modificare ce va intra în vigoare din acest nou an școlar este eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor. Măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul post-liceal, care nu are caracter obligatoriu.